noiembrie 2016, marele om de cultură, regizorul, scenaristul și poetul Emil Oteanu ar fi împlinit 80 de ani. Cu acest prilej, ocniței îndrăgostiți de arta frumosului au venit la bustul pământeanului de a-i cinsti memoria și a-i aduce în semn de recunoștință pentru eterna moștenire, flori și cuvinte alese. Încălzit de creația marelui regizor de film, vicepreședintele raionului Ocnița, Andrei Țopa, a vorbit despre destinul luceafărului ocnițean, Emil Oteanu. Astăzi, pentru noi, este o zi deosebită. Ne-am adunat la acest bust al marelui Emil Oteanu, al comemora, a aduce cele mai frumoase și importante pagini din viața lui Emil Oteanu. Este o mândrie pentru noi toți, cei de aici, din Ocnița, pentru că așa o personalitate a dat naștere pământurile Clocuști. Un regizor, un scenarist de talie mondială, prin harul dumnezeiesc, prin acele calități care au fost cultivate de către părinții lui, de către cei care au fost permanent alături de Emil Oteanu. Acea mare dragoste de viață, de a îmbina frumosul cu arta, aceasta a făcut ca anume în sufletul lui Emil Oteanu să se nască scriitorul, poetul, scenaristul, regizorul. Viața a fost pentru Emil Oteanu ceva important. Și anume dragoste de film a primit-o când în casa părinților lui la București a fost filmat un film în România, Încrederea în viață, și pe urmă Emil Oteanu și-a găsit iarăși continuarea viselor sale aici, în Republica Moldova, pe urmă făcându-și studiile la VGIC, MHAT, niște instituții care a dat naștere la mulți artiști, cineaști, persoane care sunt cunoscute departe peste hotarele fostei Uniunii Sovietice. Un om de cultură trăiește chiar și după moarte, prin ceea ce a realizat și a lăsat moștenire neamului. Este părerea Ludmilei Belonoșca, șefa secției cultură, care prin organizarea evenimentelor culturale reușește să înveșnicească viața din raionul Ocnița. Ne aflăm la Aleea Personalităților Marcante, acolo unde peste câteva minute se va desfășura o activitate extraordinară pentru noi ocnițenii. O să-l omagiem pe cel care a fost, este și va rămâne regizorul, poetul, omul cu o mare, cu literă mare, Emil Oteanu. De fiecare dată această activitate se desfășoară la Baștină, în Clocușna. Astăzi totuși noi ne-am decis, de ce? Pentru că e prea rotundă dată, ca toate satele, ca reprezentați cei care îi iubesc și îi cunosc activitatea, să venim aici, la bustul lui Oteanu. Apoi, în incinta școlii de arte numele Teodor Negară, va avea loc activitatea propriu-zise cu participarea artiștilor din raionul Ocnița. Vrea să mai remarc că în perioada lunii septembrie-octombrie am inițiat concursul literar Galbena Gutuie. Până la data de 1 noiembrie
am primit lucrările de la iubitorii de versuri a lui Emil Loteanu. Și iată, astăzi, în scenă, va avea loc și totalurile acestui prestigios concurs literar. Și cred că o să zic cu cuvintele lui Loteanu că astăzi pașii vor veni înspre el, înspre monument, înspre amintirea lui. Adumbrite-s drumurile ochniței de semeața strajă a gurunelor. Le străbat femei cu lapte în donițe, negris ochii lor ca roada prunelor. Vă cuprind azi iarăși cu tristețele drumuri scumpe ale tinereților. Nu mă țineți minte, amintirile vi le-au șters picioarele drumeților? Oare poate în ceasul împlinirilor le-au bătătorit cu pașii turmele? Drumuri, drumuri, nu m-ați dat uitărilor. Prea adânci, prea calme au fost urmele. Destin de viață lungă a fost genericul evenimentului organizat cu prilejul jubileului de 80 de ani de la nașterea scriitorului, cineastului, regizorului Emil Loteanu. Omagiul omului de cultură a fost întregit printr-un program cultural-artistic cu participarea Orchestrei de Muzică Populară a Consiliului Raional Ocnița Rapsozii Nordului, dirijor și conducător artistic Ghenadie Garas, soliștii Larisa Mereuță, Mariana Popescu, Ruslan Klim, Iuliana Coșuleanu, Adriana Coroma, Eleva Școlii de Arte Elica Rotar, ansamblul de dans modern cu titlul onorific model inspirație al Casei de Cultură Ocnița, coreograf Antonina Pavlova, ansamblul de dans modern cu titlul onorific model izvoraș al Casei de Cultură Oraș Ocnița, coreograf Natalia Popovski-Pavlova, ansamblul de vioriști Pețicato al Școlii de Arte Teodor Negară Oraș Ocnița, conducător artistic Natalia Melnic. Anual, pentru a înveșnici creația lui Emil Loteanu, Direcția Învățământ Ocnița organizează concursul literar Galbena Gutuie. De această dată, festivalul s-a aflat la a noua ediție și a întrunit 42 de participanți. În cadrul activității închinate maestrului, câștigătorii au fost decernați cu diplome. Și anul acesta am ieșit puțin din parametri, deci am impus și secțiunea matur și ne bucură că printre aceștia sunt colegii mei care și-au încercat de rând cu discipolii Tenița. Deci suntem 42 la număr, deci astăzi vrem să mulțumim celor care au participat prin propriere simbolică, dar fiecare diplomă o știți că în portofoliul nostru, deci este un pas spre marele succes. Pe primul loc s-a clasat Tkaci Casandra, profesor Tkaci Sabina, gimnaziul Emil Loteanu Clocușna. Locul 2 a fost cucerit de elevele Totomir Daniela, profesor Lidia Smântână și scripnic Olga, profesor Nicoleta Zaharco de la Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu, oraș Locnița. Pe a treia treaptă s-a plasat următorii participanți: Cernei Nicoleta, profesor Marina Benzar, gimnaziul Grinăuți Moldova, Tkaci Eugen, profesor Raisa Dimitraș, gimnaziul Gârbova, și Harco Daniela, profesor Botnarciuc Valentina, gimnaziul Lencăuți. Activitatea a fost moderată de către Ala Leșcina și Natalia Cigunicova. Emil Loteanu a adus faima cinematografiei naționale în întreaga lume prin celebrele sale filme Lăutarii, Șadra, Gingașa și Tandra Mia Fiară. Maestrul s-a născut la 6 noiembrie 1936 în satul Clocușna și s-a stins din viață în data de 18 aprilie 2003 la Moscova. Oh,